Dragi telespectatori, le-am lângă mine pe Sara Odorog, Iris Chiriță, cu care am făcut cunoștință puțin mai devreme, dar vreau neapărat să o cunoașteți și pe domnișoara din dreapta mea. O las să se prezinte. Sunt Sabina Sisea. Sabina Sisea, mă bucur. Spune-mi, de când ești tu în Andantino? Păi în ianuarie fac 6 ani. Deci hai să zicem 5 ani până acum. Vreau să le spui telespectatorilor noștri ce trebuie să facă dacă vor să vină să-și aducă copiii, nepoții în Andantino. Păi nimic special, ca într-un ansamblu obișnuit, să sunați, vă interesați, în ce grupă, de unde veniți, iar copiii sunt bine primiți. Aici suntem ca o familie, iar totul este super frumos. Ce calități trebuie să aibă un copil pentru a veni aici să cânte și să danseze? Să fie talentat, ascultător, să fie prietenos, să se integreze între noi. Dacă nu, îl ajutăm noi. Așadar, aduceți-vă copiii la Andantino, dar până ne vor cânta cele 3 domnișoare, Andantino Kids Club Bragadiru va interpreta cântecelul De ce n-are ursul coadă? Last night I dreamt of San Pedro.
Dragoste
Dragi telespectatori, vă propun în continuare să urmăriți grupul Andantino de la Cercul Militar Național cu o piesă inedită, Omule, deschide ochii. Dragi prieteni,
Iată-ne la Favorit TV, la emisiunea Popas de Cânt și Joc, cu două domnișoare drăguțe, Andra și Rebecca. Andra, am să te rog să-mi spui ce ne cânti în seara asta. Eu vă voi cânta Șatră de Nomazi. Perfect, o să te ascultăm cu drag. Rebecca? Ia uitați-vă la mine. Eu propun, dragi telespectatori, să ne uităm la amândouă. Vizionare plăcută!
Dragi prieteni ai televiziunii Favorit, vă mulțumim din suflet pentru că ați stat împreună cu noi pe tot parcursul emisiunii noastre. Mulțumim și profesorilor colaboratori ai Andantino Kids Club București și Bragadiru și coordonatorilor profesori Mihaela și Ștefan Iordache, ce îndrumă pașii acestor copii minunați către viitor pe aripile muzicii și ai artei. Ei bine, mulțumim și gazdei noastre de astăzi, restaurantului Hotel Casa Banil din sectorul 5, Petre Ispirescu, 95. Nu încheiem emisiunea până noi vă invităm la o horă mare!